Pictorul Constin Craioveanu ne povestește cum reușește el să trăiască și încă bine din vânzarea de tablouri, într-o lume guvernată de criza financiară. Care este relația pictorului cu cel care cumpără tablouri, vedeți imediat la brandul chinez. E adevărat, la mii și mii de tablouri pe care le-am făcut, au rămas cam 2-3 acasă. Și se enervează tot timpul când mai fac tablouri și unele îi plac foarte mult. Eu nu pot să le las în casă, că ți-am zis, dacă îl văd un tablou care stă mai mult de 2 luni pe perete, ori îl șterg, ori îl dau. Numai să scap, să evoluez un pic. Și atunci se supără că mai vine câte un domn din ăsta foarte cizelat, zice pictoraș, lasă și puțin din preț. Se enervează și îmi spune, măi Costin, te rog eu frumos, de că să ajungă la asta acasă? Nu-ți dau eu 500 de euro. Tot astăzi vom sta de vorbă cu actrița Mihaela Sârbu, cea care a reușit două roluri excepționale în ultimul timp. Toată lumea din familia noastră și tatăl fantomă, imediat la brandul chinez. Nu prea sunt actori în România care, adică așa din câte știu eu, nu prea sunt care spun ăsta joc, ăsta nu joc. În general, ce ni se propune și este decent și așa jucăm. Mă rog, mie nici nu mi s-au propus lucruri indecente, așa că, da, dacă mi s-a propus ceva, am jucat. În această emisiune nu o să mă auziți vorbind prea des despre cel mai, cea mai, cei mai, cele mai. Dar de data aceasta sunt obligat să vă spun că l-avem invitat pe cel mai în vogă pictor român la ora actuală. Costin Craioveanu, mulțumim tare mult că ești alături de noi. Ești cel mai în vogă pictor în momentul ăsta? De la mine de pe stradă, da. Și strada întreaga România, întreaga Europa, întreaga lume sau pe ce stradă vorbim? Păi Nicolae Tonița stau deocamdată. Asta cu cel mai mare, cel mai în vogă, ceva. Nu există așa ceva. Sunt un pictor, ca mulți alții, care mă descurc mai bine decât alții. Te descurci mai bine decât alții. Știi ce zicea Salvador Dalí? Că un pictor care nu trăiește din munca lui, nu-i pictor până în capăt. Tu ești recunoscut prin faptul că ai cea mai frumoasă meserie din lume, meserie din care și trăiești. Trăiești din meseria de pictor? De 25 de ani numai asta fac. Și trăiesc numai din pictură. E, că am mai luat câte o mașină, că am mai vândut o bicicletă. Asta nu se pun. Dar asta e meseria mea și pasiunea mea. Ce înseamnă, dacă vorbim de business, zona asta de piață, de pictură, piața picturii românești, dacă vrei? Vorbim de, tu-ți vinzi tablourile în România sau în străinătate, cam care ar fi paritatea? 3/4 vând afară și 1/4 aici. Acum, de când cu criza asta, au început să cumpere mai mult românii. Păi stai un pic, că ceva nu e în regulă aici. Adică, da, nu știu cum s-a întâmplat. Criza în România e mai bună decât criza în alte părți. Acum vând mai mult în România. Da. În Italia am vândut, în toată Italia am vândut tablouri, în Franța, în Elveția, în toate țările Europei, până și în Islanda de Nord, nu mai știu pe unde. Dar cu criza asta Italia e căzută în cap, Franța la fel. Francezul de rând nu mai are să mai dea 2000 de euro pe un tablou, preferă să pună o Ikea pe perete și la revedere. Ce înseamnă la nivel de prețuri, că ziceai de prețuri? Cum pui preț pe o pictură, pe o operă de artă, în esență? E foarte greu de cuantificat asta. Tu cum îți faci calculele astea sau cum procedezi? Ca un businessman sau ca un pictor, dacă vrei? Păi eu îți spun din punctul meu de vedere, la ceea ce fac eu. Dacă aș pune pe un tablou 50.000 de euro, toate că pot să fac lucrul ăsta, sau pot să pun 100.000 de euro, că ce am văzut în toată lumea asta, niște porcării care costau sute de mii de euro și se vând la licitații, la... Eu am prețuri până în 5.000 de euro ca să pot să merg în continuare și să nu stau cu ele pe pereți la mine acasă. Să nu le cumpere nevastă. Deși sună un pic urât asta cu rulajul, dar să ai rulaj, da? Și atunci înseamnă practic prețul se litează oarecum piața. Dar nu sună deloc urât să ai rulaj, da. Pentru că dacă am în casă 50 de tablouri și le văd în fiecare zi, nu pot să mai continu, nu pot să mai avansez. Trebuie să scap de ele, să nu le mai văd, să am pereții goi. Și după aia încep altele, îmi vin alte idei. Una dintre cele mai frumoase motivații de business posibile. Exact. Da, foarte bun. Am auzit că Mihaela e unul dintre fanii tăi cei mai mari, da? Soția ta. Da. Îți cumpără tablouri ca să rămână acasă, să nu fie exportate. E adevărat?
Și cam ce, la ce cifră de afaceri se învârte business-ul ăsta în familie așa? E adevărat. La mii și mii de tablouri pe care le-am făcut, au rămas cam 2-3 acasă. Și se enervează tot timpul când mai fac tablouri și unele îi plac foarte mult. Eu nu pot să le las în casă, că ți-am zis, dacă îl văd un tablou care stă mai mult de 2 luni pe perete, ori îl șterg, ori îl dau. Numai să scap, să evoluez un pic. Și atunci se supără că mai vine câte un domn din ăsta foarte cizelat și îmi zice, pictoraș, îi lasești tu puțin din preț. Se enervează și îmi spune, măi Costin, te rog eu frumos, zic că să ajungă la asta acasă. Bine, îți dau eu 500 de euro. Înțelegi? Și mai vine și îmi cumpără, mi-a cumpărat vreo... Are vreo 10 tablouri până acum. 10-12 tablouri. Și banii dați, adică nu promisiuni de asta așa. Să ne jucăm, ce n-ai vă. Primul tablou pictat vreodată. Îți aduci aminte ce era, ce senzație ai avut când l-ai pictat? Țin minte că a plecat taică-mi de acasă într-o dimineață și mi-a zis, băi, decât să stai pe stradă de jos, o lua toată ziua ca prostul, ia o pânză, taică-mi era tot artist plastic, ia o pânză și când vin acasă, dacă îmi place foarte mult ce ai pictat, mi-a adus culori de ulei, sicative și nu știu ce, dacă îmi place foarte mult, zice, îți dau 200 de lei pe ea. Și bineînțeles că am stat în casă, am făcut pânza aia, am lucrat la ea vreo jumătate de oră, am făcut un cer foarte frumos, era o pânză mare, un cer și niște delfini care zburau din cer, printre nori așa. Când a venit acasă, a rămas uluit. Și l-a sunat pe unchiul meu, care a fost și este un artist mare, Vasile Craioveanu, ceramist, și a zis, măi Vasile, tu ai făcut școală 20 de ani de artă. Păi să vii să vezi ce tablou a făcut Fimiu. Că să în facultatea ta. Să o să băgăm cu bip, ai grijă. Da. Totuși trebuie să ții la brandul tău de pictor, nu? Okay. Adică ești un artist. Foarte bună lecție de viață până la urmă, da? Și a venit acasă, i-a plăcut foarte mult și mi-a dat 200 de lei. Și mi-am dat seama că... O fi ceva aici. O fi ceva, da. Să muncești o jumătate de oră, să câștigi banii care câștiga un inginer probabil câteva zile de muncă. Și așa am început cu tablourile. În 90, toți prietenii mei se duceau la discotecă, vara toți erau plecați, eu rămâneam singur în atelier, atelierul taică-mi, și făceam sute de icoane pe lemn și pe sticlă. Povestește-mi un pic de aspectul ăsta al vieții tale, de tatăl tău cu icoanele, că acum n-o să mințim pe prietenii care se uită la noi, eu știu povestea, dar e atât de interesant încât vreau să mai aud o dată. Tata după Revoluție, chiar în prima lună după Revoluție, în ianuarie și februarie, a făcut o firmă care se chema Lecom Production și era prima fabrică de icoane din România, deci post-Revoluție. Avea 20 de angajați, toți tineri de la Facultatea de Arte și stăteau după facultate toți și făceau icoane pe lemn, pe sticlă, ferecate din alea pe metal și au umplut lumea de icoane. N-a vrut niciodată să îmbogățească. Costul unei icoane își punea încă 25% și ei erau bani ca să poată să supraviețuiască cu salarii cu asta. Și dar a vrut să umple toată lumea de icoane. Asta e un fel de misiune așa, a unei vieți de om? Sau... Mie mi se pare extraordinar interesant. Admir enorm de mult oamenii care vor să facă ceva și pentru ei, dar în special pentru ceilalți. Asta mi se pare un lucru admirabil. Cred că fiecare om are un har în viața asta, dar nu și-l găsește pentru că nu-l caută. Alții rămân la gustul puternic și amărui, alții evoluează. Cum a fost taică-miu, trăind în comunism, a zis, bă, nu vreau să mai aud de comuniști, de nenorociți din ăștia care au distrus spiritul poporului, al României, ne-au băgat cu 2000 de ani în urmă. Și vreau să fiu liber, vreau să ofer bucurie oamenilor prin intermediul lui Dumnezeu. Și chiar un om care venea la, sau cine venea la firmă să cumpere icoane, taică-miu, pe lângă icoana care o luau ăștia, le mai dădea cadou cât un crucifix, câte altă icoană, să dea la alții, la alții, la alții. Încă mai face asta? Mai continuă tradiția? Nu, că s-a stins în 93, în 2003. Dar am înțeles că tradiția familiei se continuă. Da, maică-mea acum face icoane și ea, vara mea face și ea icoane și pictură și unchiul meu face icoane. Suntem o familie, un clan
artistic. Bunicul a fost sculptor, tata metalist, unchiul meu ceramist, celălalt unchi, toți suntem craioveanu, pictor, năvara mea tot pictoriță, suntem mulți. Cum vi se trece așa într-o familie de artiști? Nu e așa o presiune pe tine? Adică mă gândesc că de multe ori noi suntem așa niște rebeli, da? Și când aveai linia asta de tradiție asta de artist, n-ai vrut să te faci, nu știu, aviator sau ceva tocmai din... Nu. N-ai avut... Vreau să mă fac excroc. Că toți din jurul meu erau excroci și am văzut că merge treaba asta, dar nu m-a prins. Ai avut o studenție interesantă, ca să zicem așa. Ai fost un student foarte silitor. Da. Ți-a plăcut mult facultatea. Foarte mult. Atât de mult încât și aici te las pe tine să ne povestești. Am început în 93 facultatea și am făcut anul întâi. Mi-a plăcut foarte tare. L-am terminat în 3 ani. Ai vrut să aprofundezi. Nu terminasem, dar am plecat. Îmi plăcea foarte mult la facultate. Aveam ce învăța, aveam culori, creioane, modele foarte frumoase, gipsuri din alea cu capul ăla lor. Așa. Mai ne punea câte o cărămidă în mijlocul clasei și ne spunea pictați-o. Ce dracu să pictăm la o cărămidă, că ăștia au ajuns pe lună în 68. Și plus că mă plictiseam tare rău. Există acum disputa aia cu... Chiar am văzut-o recent pe fostul ministru al muncii, Mariana Câmpeanu, care zicea: băi, nu mai mergeți mă cu facultate pentru diplome, ocupați-vă de o meserie, faceți ceva ca lumea. Facultatea de arte, sau cum s-o fi numit acum, recomanzi pentru un artist adevărat să meargă pe acolo sau să-și ia destinul pe mâinile lui și... Băi, dacă e un bun tip axat și vrea să fie într-adevăr pictor sau vreau să facă sculptură sau... Normal că trebuie să fac o facultate, dacă e venit din alte părți și n-a avut șansa mea să trăiască într-o familie de artiști. Nu are de unde să învețe, decât de pe YouTube sau, nu știu, să fie autodidact, să cioplească în curte la el tot felul de așa, sau să facă tablouri. Dar te învață un profesor. Oricare avem nevoie de profesor, nu? Și dacă termină facultatea și are niște bani, poate să facă și pictură, că e o meserie foarte scumpă. Foarte scumpă să te pregătești pentru ea sau... Nu, ca să ajungi să vinzi un tablou, îți trebuie bani. Nu poți să pictezi pe un pled al lui bunica ta din bucătărie și să-l vinzi cu 5.000 de euro. Tu înțelegi foarte bine zona asta de business. După ce ai pictat tablou, ai investit în, cum zici tu, un pled, în de-alea. După ce ai pictat tablou, urmează partea de marketing, de vânzare. Cât de importantă este în lumea în care trăim partea asta? Eu nu prea mă promovez, nici nu-mi place să apar la televiziune, la emisiuni, tot timpul m-am fugit de treaba asta. Vânzând în atâta timp, atâtea mii de tablouri, lumea a început să mă cunoască. Știi? Din gură în gură, capă, așa. Și acum cine mă știe mă sună sau mă caută sau îmi dă mesaje. Nu mă apuc să-mi fac super site-ul, să promovez. Am aceleași tablouri pe site de 2 ani de zile, dacă nu mai este acolo de mult. Hai să trecem la... Mie mi-a plăcut foarte tare când despre tine că ai niște contradicții așa în interiorul brandului tău, aparent. Tu ești un artist, deci ar trebui să fii cumva cu capul nori, așa, niște treburi, dar ție îți plac extraordinar tare mașinile. Povestește-ne un pic despre partea asta de craioveanu că ai putere, adică... Asta e o pasiune de-a mea veche, dar la fel, foarte costisitoare. Tot ce câștigam din tablouri, băgam în mașini. O afacere îngrozitor de proastă. Pentru că în fiecare săptămână îmi luam altă mașină. În fiecare săptămână altă mașină, stai un pic, adică 7 zile, da? Vorbim de săptămâna zile, de calendar, da. Nu alte săptămâni. 7 zile. Soția mea nu mai știa ce mașină aveam pe stradă, habar n-aveam ce mașină să suie. Dar era o demență, așa, bani aruncați, total. Câte mașini ai avut așa, dacă ar fi să facem un inventar așa? Am trecut de 300 de mașini. 300 de mașini? Păi atâta n-are un județ întreg într-un an de zile. Nu. Care a fost? O pasiune foarte, ți-am zis, costisitoare. Nu recomand la nimeni așa ceva. Nu faceți ca mine. O altă pasiune, muzica country. E foarte interesant pentru mine. N-am mai auzit, adică vorbeam și înainte de emisiune, ca să o dăm așa din bucătăria emisiunii.
n-am mai auzit, n-am mai vorbit cu cineva care e pasionat de country de 100 de ani. Cum s-a întâmplat asta? De unde a venit? Adică nu ai mers pe stradă și te-ai întâlnit cu muzicianii și zis, mamă, gata, din momentul ăsta eu devin fan. Tot din familia mi-a venit și pasiunea asta, pentru că taică mi-a ascultat tot timpul în mașină, numai country. Bob Dylan, tot felul de artiști, la vremea aia necunoscuți pe la noi. Și am rămas cu gustul ăsta de country, adică când mi-am luat prima mașină, nu ascultam așa ceva. Când au venit CD-urile și astea, am început și am mai găsit câte un CD cu country, am băgat în mașină și ascultam și simțeam că mă relaxează foarte mult când conduc. Și de atunci ascult numai country. Soția mea când se suie cu mine mașină, după 2 minute se dă jos. Pe undeva o înțeleg, adică da. Da, vorbim de altă... Înseamnă că și tu ești fan country. Da, da. Hai să revenim la pentru mine fascinant să văd oameni, artiști, care știu să și vândă. Pentru că sunt foarte mulți care o dau pe aia cu noi suntem în turnul nostru de filde și nu ne interesează lumea. Bă, nu, prietene, lumea aia, asta trebuie să-ți cumpere tablourile, muzica, toate alea. Nu poți trăi așa într-un borcan de formol. Și am văzut la un moment dat că ai făcut o licitație pe Facebook cu tablourile, ceea ce e un gest, pe multă lume l-ar fi considerat și riscant, din multe puncte de vedere, și oarecum out of the box. Care-i povestea cu... M-au certat mulți că am făcut... Am avut un surplus, să zic, de tablouri. Vreo 100 și vreo 20 de tablouri au rămas în pod în decursul unui an, nevândute. Și m-am gândit ce să fac cu ele, pentru că vreau să continui. Să mă apuc să le șterg pe toate, să fac alte tablouri peste ele, cum făceam înainte, n-avea rost. Și mi-am pus pe contul meu de Facebook, unde am câteva, nu știu, 1.000-2.000 de prieteni. Și în fiecare săptămână puneam cam 30-40 tablouri, 20. Și le-am vândut pe toate. De să poate, adică... Da, mulți mi-au spus că, băi, o să-ți dai cu firma în cap, că cum poți să vinzi un tablou cu 200-300 de euro? Păi, dar e treaba mea cu cât le vând. Poți să vând și cu 1 euro, poți să vând și cu 1 milion. Care e problema? Câte tablouri ai pictat așa la viața asta? De mașini am înțeles, ok. Știu grosomodo cam câte am făcut, dar am sute și care nici măcar poze la ele nu le-am. N-am apucat să le mai fac poze. Am sărit de mult de câteva mii de tablouri. Cum dai viteza asta? Ești cu a șasea într-una, cu viteza, cu pedala de accelerație la până la capăt. Dacă trece o zi fără să fac sau să încep măcar un tablou sau două, e o zi pierdută. Și asta fac de 25 de ani. În fiecare zi? În fiecare zi, da. Aia, când sunt plecat prin vacanță, nu o pictez, că nu dau voie să apă la hotel cu pensule și cu ceva. Foarte frumoasă poveste. Eu îi admir extraordinar de tare pe oamenii ăștia. Și cred că toată familia ta, de altfel, are feeling-ul ăsta de a oferi. Că și tu prin ce faci? E în felul tău mai așa, mai ciudat, mai lovit cu pucul, așa, dar exact asta faci. Adică lumea care se uită la tablourile tale și eu, numai acum cât am văzut tablouri, am zis, mă, uite ce frumos e ăla, ce frumos e ăla, pe ăla l-aș vrea, pe ăla l-aș lua. E că oferi bucurie, dai celorlalți. Așa am fost învățat, am zis, ca și cu muzica country. Asta am ascultat, asta fac. Ai vorbit de înaintași, ca să zic așa. Hai să vorbim de cei care vin din urmă, de copiii tăi. Le-ai pus un pix, o carioca, ceva în mână? Da, am o fetiță mică, o cheamă Leia, are 5 ani. Și când eu pictez acasă cât un tablou, vine la mine. Te rog frumos să-mi dai, de foarte serios. Vreau să joc o pânză, să pictez și eu. Să câștig și eu așa mulți bani cum pictez. Ia, mă, mamă, și pictează, pun o pânză din ea. Și face niște tablouri de rămân eu cu gura căscată, adică mama cu tata, eu îmbrăcată în mire, maica sa mireasă, ea n-a văzut în viață eu ceremonie de o căsătorie. Ne face mireasă pe maica sa cu ruși, cu... E foarte talentată. Băiatul n-are nicio treabă cu pictura, el e cu tobele și cu parcur. Sare pe pereți, aruncă în cap, face sport. Dacă ar veni un părinte la tine și îmi zice, băi, omule, te rog frumos, uite, vreau să-l fac, că mulți părinți fac asta, vreau să-l fac pe fiul meu pictor, de parcă poți să-l iei la pilă sau ce să-i faci. Ce ai recomanda omului ăla? Să-și bage mințele în cap sau să facă aia și aia și aia și aia? Nu i-aș recomanda nimic, i-aș recomanda să joace la loto. Deci, tradu un pic că... Nu poți să-i spui ca părinte, n-ai cum să fii, da. Să mergi la cineva să-i spui, bă, vreau să fac film un pictor, n-ai cum. Dar sunt mulți care fac asta, de aia te întreb. Păi am văzut băieței la 6-7 ani care părinții duc la balet. Păi ce o să iasă băiatul ăla decât o balerină?
ca părinte, să ai un copil, un băiat puternic și la 7-8 ani, la 10 ani să-l dai la balet, ce poate să iasă copilul ăla? O să iasă o balerină pe, la operă sau pe o scenă. Copilul trebuie să facă exact ceea ce simte el, să-l lași și să-l găsească singur drum. Nu să-l lași pe stradă cu golanii sau toată ziua pe YouTube să vadă filme porno, dar să aibă drumul lui. Ne întrerupem un pic, luăm un scurt moment publicitar, după care revenim în galeria lui Costin Craiovean. Imediat la brandul lui Chinezu. Nu prea sunt actor în România care, adică așa, din câte știu eu, nu prea sunt care spun ăsta joc, ăsta nu joc. În general, ce ni se propune și este decent și așa jucăm. Mă rog, mie nici nu mi s-au propus lucruri indecente, așa că, da, dacă mi s-a propus ceva, am jucat. Tot la faza cu vândutul tablourilor, îmi place extraordinar de tare, ți-am zis, când văd un artist care știe să trăiască în lumea asta, să fie și componentă de businessman. Florin Călinescu zicea la un moment dat să ieși în tarabă, cu tarabă în piață, să-ți vinzi tablourile. Facem un experiment de ăsta să vedem cum a reușit. Într-o zi eram cu Florin și tot mă lăudam eu că o să am expoziții la superhoteluri, la nu știu ce. Florin mi-a făcut prima emisiune, cred că de artă, din România. La chestiunea zilei mi-a făcut o emisiune numai cu tablouri și cu expoziții. Și mi-a zis, băi, Costin, dă-te-ai bă, dracu, de... Facem o expoziție, mă, în piață. Pe tarabe, să vadă omul roșie, să vadă un tablou frumos, un morcov. Și atunci mi-a venit și mie ideea, i-am zis și lui, păi și cum le vindem, la kilogram, 900 de euro, kilo, cum facem? Și așa a rămas ideea de atunci, să facem o expoziție. Încă n-am făcut-o, dar cred că o să o fac. Să știi că asta, dincolo de aspectul artistic, și un experiment social, cred, extraordinar are și. Adică să tragi niște concluzii din asta ar fi... Deci roșii, castraveți, morcovi, dovleci, craioveanu, pătrunjel, 900 de euro kilo. Dacă aduc eu taraba, tu ți-aduci tablourile. Batem palma aici să facem expoziția asta. Expoziția, experiment social... Și trebuie gândit asta. Da, dar împărțim profit, adică hai să fim businessmen până în capăt, nu? N-ai cum. Trebuie, în primul rând, trebuie 20 de tarabe. Trebuie o piață mișto din asta, super civilizată, prin ferentari pe undeva. Așa o facem, dacă vrei. Păi nu, păi vindem poporului, da? Da. Dezvoltă. Până acum am aflat despre tine că ești pictor, cel mai, nu-ți place, dar așa e, tată, extraordinar de important și pentru mine și pentru tine, absolut. Ești un mare fan de mașini și îți place country. Cam ăsta ești tu sau mai e ceva de adăugat? Nu, asta e așa. Nu mai sunt fan mașini, sunt fan bicicletă, am foarte multe biciclete. Pentru că nu e așa o pierdere de bani. Să merg pe bicicletă nu mă costă nimic. Îmi place să am biciclete unicate, frumoase. Când vreau să scap de ea, o dau imediat, nu e ca la mașină. O cumpăr cu 50.000 și o vând după un an cu 15.000. Tată, e adevărat, sunt tată foarte bun și responsabil. Sunt un pintor responsabil. Pictez când am treabă, pictez non-stop. Când am de vândut, vând non-stop. Când vreau să oxigenez puțin creierul, alerg non-stop. Cam asta sunt eu. Îți mulțumesc foarte, foarte mult. A fost o plăcere non-stop. Te trăiesc, Bactalo.